Hei, salut, ce faci? Eu sunt Andrei, iar în vlogul de astăzi vreau să vorbim puțin despre Apple. Am decis să abordez acest subiect pentru că am văzut pe internet câteva discuții în urma celor anunțate acum câteva serii, iar ceea ce urmează să prezint îi influențează și pe creatorii de conținut, inclusiv pe cei care fac muzică sau mai precis producție muzicală. Sunt utilizator Apple din 2007, atunci când mi-am cumpărat primul iPod clasic, țin minte că era un iPod generația 6, culoare argintie și avea 80 de giga, pentru acele vremuri era... Este practic un device care m-a făcut să-mi doresc și alte produse Apple, așa că toate opiniile pe care le expun aici vin și dintr-o experiență personală. Lasă-mi un comentariu mai jos și spune-mi care a fost primul tău device de la Apple. Revenind la noile update-uri de acum câteva zile, nu sunt toate roz, însă lucrurile prezentate acum două seri par să adeverească zvonurile conform cărora Apple dorește tot mai mult integrarea celor două platforme iOS și macOS sau direcționarea serviciilor înspre platforme subscription-based. Se vede asta cu Apple Music și mai nou cu arcade-ul pentru jocuri. Ok, dar până acolo, hai să o luăm pe rând și să facem o trecere în revistă a tuturor celor prezentate. În primul rând, Apple a mai făcut un pas în a transforma iPad-ul într-un Mac. Cum a făcut asta? A redenumit sistemul de operare în iPadOS și i-a dat mai multe funcționalități de macOS. Da, iPadOS înseamnă un sistem de operare special făcut pentru iPad, însă nu te aștepta la schimbări radicale în ceea ce privește designul. Avem același design iOS, dar cu funcționalități demne de un computer. Câteva exemple ar fi gestionarea fișierelor. Practic ai un fel de Finder în care îți poți gestiona fișierele mult mai ușor, iar ca bonus, pe lângă Split View poți conecta de acum încolo și stick-uri USB. Încă o chestie mișto, de acum poți utiliza iPad-urile pe post de monitoare externe pentru Mac-uri folosind funcția Sidecar. Până acum încercasem alternative de genul TeamViewer sau mai era o aplicație care se numea Duet, însă acum o poți face nativ din sistemul de operare, ceea ce este o surpriză plăcută. Să vorbim puțin și despre iOS 13, pentru că ultima oară când iOS a venit cu schimbări majore a fost în cazul update-ului iOS 11. În iOS 12 s-a încercat rezolvarea unor bug-uri, dar acum s-au axat exclusiv pe performanță. Apple se laudă că Face ID va debloca telefonul mai rapid cu 30%. S-a lucrat de asemenea la arhitectura aplicațiilor, astfel că descărcarea aplicațiilor va fi cu 50% mai rapidă și mai ușoară, întrucât și dimensiunea aplicațiilor descărcate va fi înjumătățită. Pe scurt, o să lansăm aplicațiile mult mai rapid, vom face update mult mai rapid din App Store. Asta înseamnă un consum redus de trafic, înseamnă mai mult spațiu pe telefon, înseamnă o evoluție înspre bine. Deci, da. Și cred că cea mai așteptată funcție care apare într-un final în iOS 13 este Dark Mode. Acum sunt foarte curios câți dintre utilizatorii de iPhone vor folosi cu adevărat funcția Dark Mode. Și trecem la subiectul meu preferat, și anume Macintosh, MacBook, Mac, macOS. Te-ai prins, tot ce începe cu Mac. Avem un nou sistem de operare numit macOS Catalina. Am fost surprins să aflu că pe lângă multele îmbunătățiri aduse noului sistem de operare, Apple a decis ca iTunes să nu mai existe, fiind aplicația cu care Apple a revoluționat industria muzicală și fiind totodată sufletul media al calculatorului sau locul în care îți sincronizezi toate device-urile de la Apple. iTunes va înceta să existe, dar asta nu înseamnă că totul dispare așa. Nu, nici de cum. În schimb, acesta va fi divizat în trei aplicații separate: Apple Music, Apple Podcast și Apple TV. Însă, poate cel mai important aspect cu adevărat user-friendly este că de acum înainte, când vei conecta iPhone-ul la Mac, update-urile de software, backup-urile telefonului și alte funcții similare vor fi plasate în Finder. Mi se pare foarte interesantă chestia asta, dar în același timp m-a pus puțin pe gânduri, pentru că am o librărie destul de vastă. M-am întrebat ce se va întâmpla cu colecția mea muzicală sau dacă vor mai exista funcții precum Genius Playlist, Genius Mixes și așa mai departe când vine vorba de librăria locală.
Există mulți oameni, ca și mine de altfel, care colecționează muzica și își doresc să o aibă acolo, într-o librărie locală, să o aibă în offline. Rămâne de văzut dacă există limitări în acest sens. Ce am aflat din câteva clipuri văzute pe YouTube este faptul că funcțiile Genius sau Smart Playlist vor continua să existe și asta nu poate decât să mă bucure. Unificarea sistemelor de operare Mac și iOS nu ar trebui să ne sperie prea tare, din moment ce planurile nu par a fi în a distruge complet gama Macintosh. Altfel spus, tableta și calculatorul au roluri și funcții complet diferite, fiecare își face treaba lui, și nu este nevoie de o unificare. Un motiv important ar fi și faptul că avem un nou model de Mac Pro. Asta pentru că au trecut ani buni de când Apple nu a făcut upgrade în gama Mac Pro. Ce este important de reținut este faptul că această gamă nu este destinată segmentului larg de consumatori, ci mai degrabă unui segment pro. De aceea, nici prețul nu este deloc ieftin. Am citit foarte multe critici legate de prețul exorbitant și, într-adevăr, da, este foarte scump, dar despre preț vorbim puțin mai târziu. Avem deci un Mac Pro nou-nouț și un monitor creat in-house cu un nume foarte fancy, Pro Display XDR, deci nu HDR, XDR. Iar despre noul Mac Pro se știe că poate fi echipat cu procesoare puternice și o memorie de sistem de până la 1,5 Tera. La aceste specificații se adaugă și altele care sunt la fel de impresionante. Ceea ce este de reținut este că poți reda, de exemplu, 3 streamuri 8K RAW sau 12 streamuri 4K. Iar prețurile sunt, repet, sunt ridicol de mari. Adică din start scoți din buzunar 6000 de coco pentru configurația de bază, ce vine cu un procesor cu 8 nuclee, dar vestea bună este că îl poți îmbunătăți ulterior. Părerea mea este că pe termen lung ar merita banii. Asta dacă știi că acel sistem îți poate aduce bani înapoi pentru ceea ce creezi. Sau, de exemplu, își merită banii dacă știi că îți faci un sistem tun care te va ține ani buni de acum încolo și hai să spunem îi mai faci un upgrade, maximum îmbunătățire ceva. Altfel, nu își merită banii, îți cumperi lejer un MacBook sau un iMac sau un Mac Mini sau poți să-ți cumperi un PC, să ți-l faci tu pe bucăți, să-ți faci un Hackintosh și ai rezolvat problema și toate astea la un preț mult mai decent. Cât despre display-ul de $5000 la care se mai adaugă și stand-ul de $1000, eu spun pas. Pentru muzicieni, mi se pare că macOS aduce foarte multe plusuri din punct de vedere al performanței, dar și pe partea de stabilitate. Apoi ar mai fi Logic Pro X, care este, după părerea mea, cel mai bun partener de producție. Așa că da, merită o investiție în ecosistem, însă trebuie să te gândești care îți sunt nevoile. Iar dacă acest Mac Pro îți răspunde nevoilor tale, atunci mai ai de așteptat până la toamnă. Clar nu este de ignorat faptul că Mac-urile sunt un industry standard în producția muzicală, așa că rămâne să vedem ce se va întâmpla și ce noutăți ne vor oferi cei de la Apple. De asemenea, sunt foarte curios cum se va comporta noul macOS pe device-urile mai vechi. Cam atât pentru astăzi, nu uita să te abonezi, iar dacă vrei să mai abordezi astfel de subiecte, lasă un comentariu mai jos. Până data viitoare, te salut!